ar dori ca noul stadion să se facă aici și nu în altă parte, undeva la marginea orașului. Stadionul, actualul stadion al Târgoviștei, iată acum o centrare și este gol! Gol marcat de Dunărea Călăraș, a fost o neatenție a defensivei Chindiei Târgoviște și iată gol marcat de Michel Gaetan. Singur, la marginea careului de 16 metri, de fapt undeva la 14 metri și iată echipa lui Dan Alexa conduce aici la Târgoviște. Iată pe fanii veniți de la malul Dunării. 1-0, se încinge meciul aici la Târgoviște, încă din start, au trecut doar 10 minute, foarte bine găsit în careul de 16 metri. Revedem această fază. O minge respinsă inițial de Ispas, un duel în urma căruia, iată, mingea ajunge la Michel Gaetan, piruetă a numărului 22 din echipa oaspete. Șansa ajunge mingea la Michel Gaet, lui Pencea și Cerchese se pregătește să aducă egalitatea pe tabela de marca, să egaleze pentru Chindia, față în față cu Cezar Lungu. Suntem în minutul 34. Vedeta Chindiei față în față cu Cezar Lungu, capitanul Dunării Călăraș. Bogdan Șadru vede cartonașul galben pentru proteste. Cerchez. Minutul 34. Cătălin Bușii fluieră în acest moment. Cerchez. Un pas, doi și este gol. Incredibilă execuția lui Cerchez. Fantastic executat acest penalti. Riscant și Chindia egalează Dunărea Călăraș 1-1. Cu mai puțin de un sfert de oră până la pauză. O primă repriză foarte, foarte bună aici la Târgoviște. Iată și bucuria lui Justin Popescu, golkeeperul Chindiei. Dan Alex a văzut multe la viața sa. Știe că nimic nu-i jucat, nici la 1-0, nici la 2-0 pentru echipa ta. Iată, egalată. Priviți ce execuție are Cerchez. Nici Manuel Neuer nu a apărat acest penalti, nici un portar din lume. Impecabil. Cât tupeu are Cerchez. Pasă pentru Neicuțescu și o ieșire hazardată a lui Cezar Lungu, îl agață pe Neicuțescu, o minge care se ducea în afara terenului de joc și centralul Cătălin Bușii acordă din nou lovitură de la 11 metri. Iată, în loc de 1-2 se poate face 2-1, iarăși o vorbă veche, cu ocaziile se răzbune. O minge lungă a lui Honciu pentru Neicuțescu, a ieșit Cezar Lungu, care primește și cartonașul galben din partea centralului acestei partide, Cătălin Bușii din Râmnicu Vâlcea. Iată-l pe Neicuțescu, ciupește mingea, se ciocnește de Cezar Lungu. Ce căuta Cezar Lungu acum? N-ar fi controlat această minge Neicuțescu niciodată, pentru că ar fi prins gazonul, de fapt l-a și prins și a luat o glonță în afara terenului de joc. Și din nou Cerchez, să vedem de această dată cum va executa. L-am văzut pe Cerchez privind spre banca de rezerve. Probabil că Nicolae Croitoriu i-a spus să nu mai riște. Din nou lovitură de la 11 metri. Minutul 44. Va fi 45 probabil cel în care Cerchez va executa. Cerchez. Un pas, doi și este 2-1 pentru Chindia. 2-1 pentru Chindia, două goluri marcate de Cerchez din lovituri de la 11 metri. Incredibilă răsturnare de scor, acum un minut și jumătate putea fi 2-1 pentru Călăraș dacă Vali Alexandru nu rata din 5-6 metri. Iată-l pe Dan Alexa, un car de nervi, echipa sa a condus cu 1-0 și intră la cabine în dezavantaj. Excelent l-a trimis în dreapta sa. Balon, să vedem un șut din 17-18 metri. Munteanu în careu. Munteanu culcă un apărător târgoviștean, pasează și gol pentru Dunărea Călăraș. Un gol marcat cu ceva șansă de Drăghiceanu, cel care l-a înlocuit pe Danciu. Este 2-2, minutul 78. Drăghiceanu. Este incredibil cum fundașii Chindiei s-au complicat în loc să
trimite departe, au început să dribleze, veniți în pressing, oamenii lui Dan Alex au reușit să recupereze și să construiască din nimic această fază. Revedem, Vali Munteanu culcă un adversar, cred că Ciobotaru este acolo, îi pasează în 17 metri lui Drăghiceanu, care reușește să-l învingă cu un șut foarte plasat pe Iustin Popescu. Este 2-2 și va avea viață grea Chindia din acest moment. S-a mulțumit cu puțin, s-ar putea să nu se aleagă cu nimic. E și greu, cu om mai puțin pe teren.